Salutare dragii mei și bine ne-am regăsit la gânduri cu tâlc. Sunt Camelia Tița, gazda prietena voastră și dragii mei, vă promiteam aseară câteva metode, tehnici, strategii prin care putem să gestionăm perfecționismul. Și uh, pentru că vreau ca acest video o să fie scurt, mă gândesc că nu o să aveți răbdarea să ascultați prea multe, aș vrea să mă opresc la trei astăzi, trei strategii prin care putem să controlăm, să zicem, uh, acest, această meteahna noastră, această tendință de a fi perfecționiști, de a cere de la noi de multe ori mai mult decât ar trebui și de a pune presiune pe noi în acest fel. 1. Autoreflexia. Ce înseamnă asta? Să ne examinăm gândurile, credințele, tiparele noastre de gândire despre perfecționism. Întreabă-te de ce ai standarde atât de, re, de ridicate pentru tine însuți și de ce te simți atât de critic atunci când nu le atingi. Și asta poate să aibă legătură cu pretențiile părinților tăi. În copilărie, asta poate să aibă legătură cu părerile celor din jurul tău și, în general, să atitudinea celor din jur să te determine pe tine să-ți dorești să fii la standarde foarte înalte. 2. Reevaluează standardele. În loc să-ți stabilești standarde nerealiste, încearcă să stabilești obiective realiste. Și realizabile. Împarte sarcinile importante, mari, în etape mai mici. Se mai zice, elefantul se mănâncă pe bucățele. Și recunoaște că este normal să faci greșeli câteodată și chiar să ieșuiesi pe parcursul procesului, este absolut normal să se întâmple și asta. Nu privi greșeala, eșecul ca pe o tragedie, ci ca pe o lecție de învățat care te va conduce în viitor, imediat, precis te va conduce la reușită. Deci, dacă nu a fost acum să fie, va fi mâine, poimine, dar va fi. 3. Practică acceptarea imperfecțiunii. Ce înseamnă asta? Învață să accepti că nimeni nu este perfect și că este normal să faci greșeli sau să ai puncte slabe. În loc să te critici aspru pentru imperfecțiuni, încearcă să le privești ca pe o oportunitate de creștere și învățare. Deci, Haideți să ne uităm la ce reușim să facem, să privim mai mult către ce reușim să facem și mai puțin către ce nu reușim și la distanța aceea, au, oh, cât mai e până o să reușesc. Deci în loc să mă vaid și să mă uit la ce n-am reușit, hai să mă încurajez și să-mi spun, bravo Camelia, ia uite ce ai reușit și eu vă felicit că sunteți aici și mă ascultați. Asta înseamnă că o să reușiți mai mult data viitoare. Vă pup și să ne fie de folos. Și mâine vin cu celelalte. Mam câteva, da? Vă pup! Pa!